Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am văzut cât de importantă este jerfa arderii de tot. Ea face parte din acele jerfe care sunt de un miros plăcut înaintea Domnului. Tot din această categorie face parte și jerfa de mâncare. Jerfa în sine vorbește despre persoana și despre lucrarea lui Hristos. Arderea de tot era o imagine a lui Hristos atât în profunzimea ei cât și în moarte. Jerfa de mâncare ne descoperă umanitatea Domnului nostru în toată perfecțiunea și frumusețea ei. Pe măsură ce citiți despre această jerfă, veți descoperi că totul sună ca o rețetă pentru pâine. Pentru că asta și este în cele din urmă. Această jerfă este diferită de toate celelalte pentru că nu implică vărsarea de sânge. Totuși, era adusă împreună cu o altă jerfă în care se vărsa sânge. Această jertfă putea fi adusă fie coapte, fie necoapte. Aron și fiii lui primeau o parte din această jertfă pentru ei înșiși. Aceasta trebuia să fie mâncată de toți membrii de sex masculin din familia lui Aron. Jerfa de mâncare prezintă umanitatea lui Hristos în toată perfecțiunea ei, așa cum aminteam. Aici nu se are în vedere divinitatea lui Hristos. El era întru totul om și om perfect. Scopul lui Dumnezeu pentru om este împlinit în Isus. El este al doilea om, dar ultimul Adam. Nu va mai fi niciun Adam, dar vor fi oameni care sunt făcuți asemenea lui. El este ultimul Adam, căpetenia oamenilor noi. Prea iubiților, spune Ioan, așa cum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Dragi deci, prieteni, omul, în starea lui de astăzi, este cel mai mare eșec, reprezintă cea mai mare ratare din Universul acesta. V-ați gândit vreodată la acest lucru? Scriturile vorbesc foarte clar și sunt foarte exacte în acest punct. Toți s-au abătut, și în original este sugerat aici un naufragiu, adică toți au ajuns în derivă. Și au ajuns niște netrebnici, și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele lui Pavel adresate romanilor în capitolul 3. Cu alte cuvinte, noi toți ne-am abătut de la ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru noi. Dumnezeu nu ne poate mântui pe baza faptului că ținem legea lui, pentru simplul motiv că el ne vede toate imperfecțiunile. Noi nu putem să ținem legea, pe de altă parte, nu-i putem împlini toate cerințele. Noi nu-i putem da lui Dumnezeu ceva de pentru că noi nu suntem desăvârșiți. Dumnezeu nu ne poate mântui în nedesăvârșirea noastră pentru că El este un Dumnezeu sfânt și cere neprihănire absolută și perfecțiune. Noi nu-i putem oferi altceva lui Dumnezeu decât imperfecțiune. Prin urmare, omul este un eșec. Culmea este că Dumnezeu ne acceptă așa. Expresia și nu au cunoscut calea păcii este confirmată în fiecare ziar, în fiecare zi. De ce? Pentru că războiul și violența și-au sălașul în chiar inima omului. Aproape că ne vine să zâmbim cu amărăciune cei drept când auzim că un marș al păcii s-a transformat într-o încăierare. Cu o energie plină de ardoare, omul încearcă să pună în funcțiune instrumentele cele mai capabile pentru o distrugere cât mai înspăimântătoare. Cu siguranță, nu acesta ar trebui să fie scopul nostru, scopul omului. Dumnezeu are în vedere un alt scop pentru om, și dacă vreți să vedeți ce are el de gând, priviți la Domnul Isus. Acesta este omul în care Dumnezeu și-a găsit plăcerea. Umanitatea lui era încărcată de o anumită glorie. Frumusețea lui Sus era într-adevăr o mirasmă dulce înaintea tatălui. Venirea lui a fost o doxologie, rămânerea lui pe pământ pentru un număr de ani a fost o binecuvântare, iar plecarea lui a fost o benedicție, o revărsare a grației divine. Jerfa de mâncare comportă două aspecte importante. Ingredientele incluse și ingredientele excluse sunt la fel de importante. Dar să trecem în revistă sumarul acestui capitol. Avem mai întâi prezentată jerfa de mâncare care ne vorbește despre frumusețea lui Hristos. Iată cum este prezentată această jerfă. Jerfa frământată, dar necoaptă în primele trei versete. Apoi jerfa frământată și coaptă, începând cu versetul 4 până la 13. Și apoi o referire la primele roade, spice coapte de curând, unde lemn și tămâie, în versetele 14 până la 16. În cele din urmă, legea jerfelor de mâncare, pe care o găsim în capitolul 6, la versetul 14. Dar să mergem acum la prima parte, la modul în care se prepară această jerfă. Când va aduce cineva Domnului un dar ca jerfă de mâncare, darul lui să fie din floarea făinii, să toarne un delem peste ea și să adauge și tămâie. Darul de mâncare trebuia să fie făcut din floarea făinii, adică dintr-o făină foarte fină, lucru puțin obișnuit în vremea aceea. Atunci nu existau mori de măcinat de genul celor pe care le avem în prezent. Grâul era măcinat de mână într-un vas de piatră. Era ca un fel de mojar și ei pisau grâul cu pistilul până când acesta devenea fin. Adesea făina avea o granulație mare, neomogenă dar mai ales dacă cel care măcina era grăbit sau neatent. Pentru ca făina să fie foarte fină, era nevoie de foarte mult timp și foarte multă muncă, bineînțeles. Această jerfă trebuia făcută din făina foarte fină, ceea ce însemna că trebuia bine pisată. Lucrul acesta ne-l arată pe Iisus Hristos în întreaga sa personalitate. Sunt convins că unii ar folosi termenul de personalitate bine integrată. Isus era o persoană normală. De fapt, cred că el a fost singura persoană normală care a trăit vreodată pe acest pământ. Păcatul i-a deformat pe toți oamenii. A făcut din întreaga rasă umană o rasă de oameni normali. Unele aspecte ale personalității s-au supra în detrimentul altora. Recent, un cunoscut psiholog a spus, toată omenirea este puțin dezaxată. Isus a fost singura persoană normală. Gândiți-vă la cât de imperfecte erau toate personajele Bibliei. Samson avea puterea de a face minuni prin forța sa brută, dar era slab atât în voință cât și în gândire. Era mai degrabă un om slab de înger. Pavel era un uriaș intelectual, dar avea o mare slăbiciune trupească. Simon Petru era condus de sentimentele și emoțiile sale. El a declarat că va muri pentru Domnul, dar a negat că îl cunoaște, ceea ce demonstrează că avea probleme la capitolul voință. Împăratul Saul era egoist și încăpățânat, niciodată dispus să-și plece genunchiul în supunere față de Dumnezeu. Aceasta a dus la înlocuirea și în cele din urmă la moartea lui. Toți acești bărbați au avut slăbiciunile și defectele lor. Ei au avut personalități sub sau supra-dezvoltate. Spre deosebire de ei și într-un contrast puternic, Domnul Isus era un om echilibrat. Nu exista nici cel mai mic dezechilibru între diferitele aspecte ale personalității sale. Tot fel de bine putea se alunge pe schimbătorii de bani din templu, dar și să ia pe și în brațe. La 12 ani îi uimea pe cărturar și pe conducătorii religioși a Israelului. Când începea să învețe pe oameni, aceștia se minunau și spuneau cum are omul acesta învățătură că își n-a învățat niciodată. Cu toate acestea, Domnul Isus nu a făcut apel la intelect ca bază pentru vruna din judecățile sale. Ați observat că acesta nu a fost niciodată un criteriu pentru purtarea lui. Domnul Isus a venit să facă voia Tatălui și acesta era motivul tuturor acțiunilor sale. Domnul Isus a plâns pentru Lazar, dar și pentru nepăsătoarea cetatea a Ierusalimului. La fel de adevărat este că el l-a înviat pe Lazar din morți, și a pronunțat o judecată severă la adresa Ierusalimului, care a fost împlinită cu mare exactitate de altfel. Isus nu era nici călăuzit, nici dominat de sentimentele sale. Nu a fost un om încăpățânat și totuși nimic nu-l putea împiedica să meargă la Ierusalim unde l-aștepta moartea pe cruce. El era gata oricând să spună, m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis, așa cum consemnează Ioan în capitolul 6. El nu era condus de voința proprie în acțiunile lui. În tot ce făcea și spunea, el își păstra echilibrul și constanța. Spre deosebire de viața noastră care are nenumărate suișuri și coborișuri, precum și abrupte ruperi de ritm, drumul vieții lui Isus era clar, drept și neted. Următoarea prevedere privitoare la jerfa de mâncare este să torni un de peste ea. Uleiul de măsline ne vorbește despre Duhul Sfânt, Aici, în versetul 6, uleiul este turnat peste jerfă. În versetele 4 și 5, darul de mâncare trebuie frământat cu un de lemn sau stropit cu un de lemn. Jerfa era pregătită cu ulei. Uleiul era o componentă foarte importantă a jerfei și era aplicat în multe feluri. Importanța Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos este cât se poate declara. El s-a născut din Duhul, Frământat, amestecat cu un delem, ne spune Luca în capitolul 1, versetul 35. Domnul Isus a fost botezat cu Duhul, stropit cu un delem, spune Matei în capitolul 3, versetele 16 și 17. Marcu ne spune că Domnul Isus a fost condus de Duhul, adică se torni un delem peste ea. Marcu, capitolul 1, versetul 12. Domnul Isus a învățat, a făcut minuni, s-a dus pe sine ca jerfă în puterea Duhului Sfânt sau cu un de lemn, cum ne spune Ioan în capitolul 3 cu versetul 34. Dacă Domnul Isus, desăvârșit în umanitatea sa, a avut nevoie de Duhul Sfânt, cu atât mai mult vom avea noi nevoie de El, pentru că nu putem face nimic singuri. Tămâia era făcută după o formulă secretă. Era ceva diferit de tămâia curată care intra însă în compoziția ei. Era obținută dintr-o plantă sau un arbore, probabil din scoarță sau din frunze. Aroma ei puternică se simțea numai atunci când era zdrobită, pisată, arsă ori pusă sub presiune. Toate acestea ne duc cu gândul la viața Domnului Isus. Mireasma vieții lui s-a manifestat sub focul presiunilor de tot felul al persecuților și tensiunilor potrivnicilor săi. De aceea a putut spune tatăl că își găsește plăcerea în el. Viața lui Isus avea o mireazmă aparte și la fel ar trebui să fie și mireazma vieții noastre de vreme ce suntem ai lui. Să continuăm însă cu versetul 2. Să aducă preoților fiilor lui Aron. Preotul să ia un pum din această floare a făinii stropită cu un de lemn, împreună cu toată tămâia, și să o arde pe altar ca jerfă de aducere aminte. Acesta este un dar de mâncare, de un miros plăcut Domnului. Preoții primeau o parte din jerfa de mâncare. Ei trebuia să iau o anumită cantitate din fiecare produs. Se pare că ceea ce rămânea era amestecat și ars pe altar. Ce va rămânea din darul acesta de mâncare să fie al lui Aron și al fiilor lui. Acesta este un lucru prea sfânt între jerfele de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Accentul este pus pe faptul că această jerfă era arsă pe altar, deși vărsarea de sânge nu este asociată cu ea. Este subliniată importanța focului, după cum vedem în versetele 2, 9, 16. Să mergem însă mai departe. Dacă vei aduce ca jerfă de mâncare un dar din ceea ce se coace în cuptor, să aduci niște turte nedospite făcute din floare de făină, frământate cu un de lemn, și niște plăcinte nedospite stropite cu un de lemn. Dacă darul tău adus ca jerfă de mâncare va fi o turtă coaptă în tigaie, să fie făcută din floarea făinii, nedospită și frământată cu un de Să o frângi în bucăți și să torni un de lemn pe ea. Acesta este un dar adus ca jerfă de mâncare. Dacă darul tău adus ca jerfă de mâncare va fi o turtă coaptă pe grătar, să fie făcută din floarea făinii frământată cu un delem. Darul de mâncare făcut din aceste lucruri să-l aduci Domnului și anume să fie dat preotului care îl va aduce pe altar. Preotul va lua din darul de mâncare partea care trebuie adusă ca aducere minte și o va arde pe altar. Acesta este un dar adus ca jerfă de mâncare de un miros plăcut Domnului. Ce va rămânea din darul acesta de mâncare să fie al lui Aron și al fiilor lui, acesta este un lucru prea sfânt între darurile mistuite de foc înaintea Domnului. Acestea sunt instrucțiunile amănunțite pentru ritualul jerfei de mâncare. Sincer vorbind, toate acestea seamănă cu o rețetă pentru pâine. Se repetă de mai multe ori indicațiile referitoare la floarea făinii și la undelen. De asemenea, se fac referiri dese la foc. Vreau să subliniez faptul că aici focul nu simbolizează niciun caz iadul este energia purificatoare și puterea care a adus mireazma în viața lui Hristos. În versetul 9 se face referire la darul adus ca jertfă de mâncare, de un miros plăcut Domnului. Semnificația finală și deplină acestei jerfe constă în ceea ce vede Dumnezeu în Hristos. Mireasma lui a ieșit sub presiune. Din experiență, noi putem spune că sub presiune, viața noastră nu are întotdeauna o mireasmă plăcută. Am auzit creștini spunând lucruri foarte urâte în situații de criză. Spre deosebire de noi, viața lui Isus avea o mireazmă tot mai puternică, pe măsură ce creșteau presiunile exercitate asupra lui. Era putut spune: Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Ce rămânea din jerfa de mâncare revenea lui Aron și fiilor săi creștinii au privilegiul suprem de a-L împărți pe Hristos cu Dumnezeu Tatăl. Ce vedeți voi în Domnul? A simțit mireazma plăcută a vieții Lui? Iisus le-a zis, Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorit din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Sunt cuvintele lui Ioan în Evanghelia sa în capitolul 6. Dacă vrem ca viața noastră să aibă un miros plăcut, Trebuie să ne hrănim cu Hristos. Nu la modul propriu, desigur, nu suntem canibali. Ne hrănim cu Hristos prin credință și ne-l însușim în viața noastră. Și dacă ne hrănim cu El, dulceața, aroma vieții Lui, trebuie să apară și în viața noastră. Versetul 11 din Levitic spune așa. Niciunul din darurile pe care le veți aduce ca jerfă de mâncare înaintea Domnului să nu fie făcut cu aluat căci nu trebuie să ardeți nimic cu aluat sau cu miere ca jerfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. Ingredientele excluse din această jerfă sunt la fel de importante, așa cum spuneam, ca și ingredientele incluse. Cele două menționate aici sunt aluatul și mierea. Aluatul este menționat de mai multe ori în Biblie și de fiecare dată este prezentat ca principiu al răului. Domnul Isus Hristos i-a avertizat pe ucenici cu privire la aluatul fariseilor. El se referea astfel la învățăturile, la doctrina lor. Acesta este aluatul. Învățăturile rele sunt aluatul. Aluatul ca principiu al răului trebuie exclus din jerfa de mâncare. În Hristos nu este niciun fel de rău. În viața lui Hristos nu a existat păcat. Dar era exclusă și mierea. Miera reprezintă dulceața naturală. Aceasta se va acri, la fel cum aluatul este un ingredient care a crește. Unii creștini își pun o mască de pioșenii atunci când sunt în public. Ei afișează un zâmbet de duminică. Vorbesc numai cu dragă frate, dragă soră. Contrar acestor aparențe, acești oameni nu se sfie să bârfească, să calomieze în modul cel mai nemilos și urât cu putință. Ei sunt mult mai periculoși decât un om înarmat. Sunt mulți cei care au miere în viața lor. Domnul Isus a spus lucrurilor pe nume. În viața lui nu a existat nimic corupt. El nu a manifestat dulceața mierii și în vorbirea lui nu s-a găsit aluatul care să fie pe placul oamenilor. Ca jertfă de mâncare din cele din tâi roade veți putea să le aduceți Domnului, dar ca dar de mâncare de un miros plăcut să nu fie aduse pe altar. Acest dar era o jertfă de miros plăcut, dar nu trebuia să-și dulceața aromei nici din aluat, nici din miere toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare, să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău cu tine. La toate darurile tale de mâncare să aduci sare. Sarea este ingredientul final care este inclus în jerfa de mâncare. Sarea este un conservant și este opusul aluatului. Aluatul are ca efect alterarea. Sarea conservă și previne alterarea. Sarea legământului încă mai este mâncată astăzi printre arabi ca o pecete care leagă pe cineva într-o ascultare credincioasă față de un legământ. Sarea era un semn al credincioșiei între cel care aducea jertfa și Dumnezeu. Hristos este credincios. Acesta este unul din numele lui cu multe fațete. El este credincios și adevărat, așa cum îl găsim descris în Cartea Apocalipsa, capitolul 19. El este Domnul Isus. Hristos a dăruit pe sine însuși lui Dumnezeu. Noi ne putem da pe noi înșine lui Dumnezeu datorită îndurării sale. Noi ar trebui să fim găsiți credincioși. Jerfa de mâncare, dragi prieteni, ni le înfățișează pe Hristos în consacrarea sa. De asemenea, ea reprezintă sfințirea credincioșilor în Hristos. Ea descrie umanitatea perfectă a Domnului nostru. Dragi ascultători, Domnul Isus a venit și a trăit ca unul dintre noi, pentru ca apoi să moară pentru noi și pentru ca moartea lui să ne mântuiască. Dar noi, ce facem noi pentru el? Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.